Pentru început aș dori să reluăm un survol pe care l-am făcut aproape de fiecare dată când am studiat un pasaj din cartea Evei, un survol al acestei cărți ca să înțelegem despre ce vorbim. În primul rând, nu vreau să uitați că subiectul acestei cărți este supremația lui Hristos. Ăsta este subiectul cărții, supremația Domnului Isus Hristos. În al doilea rând, scopul cărții este să producă perseverență în cei care urmau să audă cuvintele acestei epistole. Deci subiectul este supremația lui Hristos, scopul este perseverența sfinților și, bineînțeles, producerea credinței în cei care încă nu crezuseră în persoana Domnului Iisus Hristos. Așadar, putem să facem o logică, un argument logic din aceste două observații și anume că, dacă ai înțeles supremația Domnului Iisus Hristos, superioritatea Domnului Iisus Hristos ai tot ceea ce este necesar ca să perseverez în har așa că autorul cărții evrei a început să demonstreze supremația Domnului Isus Hristos în capitolul 1 vorbind despre supremația lui Hristos ca revelația lui Dumnezeu apoi în capitolul 1 partea a doua capitolul 2 supremația lui Hristos față de îngeri care au fost folosiți de Dumnezeu ca mijlocitori în vechiul legământ ne spune în capitolul 2 apoi este demonstrată supremația Domnului Isus Hristos față de Moise în capitolul 3, supremația Domnului Isus Hristos în capitolul 4 față de Iosua, care i-a dus în odihnă fizică din Canaan, dar nu i-a dus în odihnă spirituală. Și apoi din capitolul 5 începe să demonstreze supremația lui Hristos față de preoția levitică. Dimineața am văzut demonstrată supremația lui Hristos în camare preot față de sau prin Prototipul pe care l-a prezentat, da? Prin Melchisedec. Am văzut lucrul acesta de la versetul 1 la versetul 10. Este demonstrată supremația lui Hristos chiar înainte să fie preoția levitică, prezentându-ne pe acest prototip, acest prevestitor al preoției Domnului Isus Hristos, Melchisedec. De la versetul 11 până la versetul 19 este prezentată supremația Domnului Isus Hristos în schimbarea preoției, da? când a fost pusă deoparte preoția levitică și pusă preoția Domnului Isus Hristos. Haideți să vedem împreună subiectul acesta în primul rând, că se vorbește despre implementarea preoției lui Hristos sau despre schimbarea preoției. Uitați ce spune în versetul 11. Dacă desăvârșirea a fost cu putință prin preoția leviților, este o paranteză, vedeți acolo chiar o liniuță în Biblie dumneavoastră, că și preoția aceasta a primit poporul legea. Deci dacă desăvârșirea era cu putință prin preoția leviților, ce nevoie mai era să se ridice și auziți expresia? Un alt preot, da? Un preot diferit decât leviți. Asta este comparația care se face de la versetul 11 la versetul 19. Între preoția leviților și alt preot, da? Se vorbește despre o schimbare. Versetul 12. Pentru că odată și chiar folosește termenul acesta, schimbată preoția. Ăsta este subiectul, da? Venirea unui alt preot, schimbarea preoției. Versetul, versetul, 15. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, da? Nu de felul leviților, un alt preot. A treia oară spune lucrul acesta. Versetul 18. Astfel, pe de o parte, se desfințează o poruncă și versetul 19, că și legea n-a făcut nimic de săvârșit și se pune în loc o nădejde mai bună. Iar se arată o schimbare, se desfințează porunca și se pune o nădejde sau o speranță. Cam ace, cam acestea sunt versetele care arată că pasajul acesta, porțiunea aceasta de text, ne vorbește despre schimbarea preoției Leviților. Acum, din nou, trebuie să ne punem puțin în pielea evreului, în mintea evreului, chiar în sentimentele evreului. Vine cineva să țină o predică despre anularea preoției leviților. Oh! Cum adică? Am primit legea de la Dumnezeu prin Moise și în legea aceasta unul dintre principalele aspecte era că există o preoție și dacă citiți legea veți vedea că Dumnezeu spune despre multe din rânduiele leviților că sunt rânduieli veșnice. Cum vine acum cineva să ne spună că rânduiele astea veșnice sunt desfințate, sunt schimbate, chiar se folosește expresia aici, pe de o parte se desfințează. Cum adică să se desfințeze? Și dacă se desfințează până la urma urmii, ce rămâne? Dacă rămânem fără preoția levitică, fără ceea ce ne-a dat Dumnezeu prin preoția aceștia, ce rămâne? Da? Acesta este subiectul, schimbarea preoției și prin această schimbare a preoției autorul vrea să demonstreze ceva. Că această schimbare nu ne face un regres spiritual. Da? Ci se pune ceva în loc ceva mai bun, da? Auziți cum folosește expresia versetul 19. Se pune în loc o nădejde mai bună. Acum, când vorbim despre superioritatea lui Hristos sau despre supremația lui Hristos, noi nu vrem să spunem că preoția levitică a fost rea. Da? Preoția levitică a fost rea, legea a fost rea și de aceea s-au anulat ca să se pună în loc ceva bun. Noi nu despre asta vorbim, da? Preoția levitică a fost bună. Dumnezeu a instaurat-o, a fost pusă prin legea lui Dumnezeu. Preoția levitică nu a fost rea în sine. Dar preoția Domnului Isus Hristos a fost mai bună. Ea a fost bună, dar preoția Domnului Isus Hristos a fost mai bună prin ceea ce a realizat ea, da? Prin ceea ce a fost realizat prin ea. Așadar, comparația nu se face între ceva rău și ceva bun. Da? că tot ceea ce Dumnezeu a făcut este bun, Și comparația se face între ceea ce a reușit să producă preoția levitică și în ceea ce a reușit să producă preoția Domnului nostru Isus Hristos. Haideți să privim felul în care s-a implementat uh, această schimbare sau cum a avut loc această schimbare. S-a pus deoparte preoția levitică, s-a pus în loc uh, persoana Domnului Isus Hristos. Versetul 11 ne prezintă pricina pentru care s-a făcut acest lucru. De ce a fost nevoie de o schimbare? Da? nevoia, da? Pricina, prilejul, motivația, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră. De ce s-a făcut schimbarea aceasta? Ia au zis de ce. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și după rânduiala lui Aron? E întrebare retorică. Asta ne spune nouă că desăvârșirea nu era cu putință prin preoția Levitică, Dumnezeu niciodată n-a intenționat ca un evreu să înțeleagă că poate să ajungă la desăvârșire prin preoția levitică. Așadar, întoarcerea astăzi a ereziei adventiste spre ideea că, întorcându-te la legea mozaică cu o parte din legea mozaică, da, o parte, unii dintre ei au, au împărțit legea mozaică între ei, unii dintre ei iau legile... Uh... Lege, legea morală a lui Dumnezeu și o parte din legile civile, că nu poți să le ia pe toate, că nu sunt în teocrație, da? Și unii încearcă să aplică chiar și în îmbrăcăminte, chiar și în, în, pământuri, în mâncare, anumite legi, da? Acolo, dacă vă uitați cu atenție, este o selectare după buna plăcerea voilor dintre legile pe care le iau, da? Întoarcerea spre sistemul iudaic este o neînțelegere a faptului că Dumnezeu ne-a învățat că prin preoția leviților nu era cu putință de săvârșirea. Tocmai de asta a fost dată legea. Ca să aducă de plină cunoștința ce? Nu a perfecțiunii pe care o poți dobândi prin lege, Ce a păcatului. Când vene, mai încolo, avunge să ne spună. Apostolul Pavel spune foarte clar că legea morală a fost intenționată de Dumnezeu să ne arate păcatul, dar mai târziu în carte evrei ne arată că și legea ceremonială a, fost, a avut același scop. Când aduceai jerfe în fiecare zi pentru păcat. Ce-ți vine aminte? Doamne, problema păcatului nu s-a rezolvat. Că dacă s-ar fi rezolvat ieri, ce caut eu iarăși cu jertfe aici? Problema păcatului nu s-a rezolvat, da? Deci nu era cu putință. De asta a fost necesară o schimbare. Că nu era cu putință, nu era posibilă uh, desăvârșirea prin preoția leviților. În ultima vreme am primit foarte multe mesaje pe Facebook, private, și publice și private de la uh, prieteni adventiști. Uh, N-aș vrea să le spun frați, să nu-i jignesc, că nici ei nu mă consideră pe mine fratele lor, știți? Uh, și... Un lucru care este foarte interesant, un lucru care este foarte interesant este că oamenii aceștia care se întorc la o parte din sistemul iudaic, mână în mână cu întoarcerea la o parte din sistemul iudaic, este doctrina perfecționismului. Foarte mulți dintre ei cred în doctrina perfecționismului. Și lucrurile astea merg în mână în mână. Iar autorul ne spune aici că nu era cu putință prin preoția leviților perfecțiunea sau desăvârșirea. Întrebarea este ce este această Desăvârșire. Despre ce desăvârșire vorbește? Despre ce desăvârșire vorbește uh, autorul aici? În unele locuri, desăvârșire înseamnă maturitate. Pavel spune în Filipeni, de exemplu, noi care suntem desăvârșiți, noi care suntem desăvârșiți să avem o anumită opinie, să avem o anumită convingere, să avem o anumită perspectivă. Acum, tot el în același capitol în Filipeni 3 zice, nu că am și a ajuns desăvârșiți. -a spune, -o, apostolul pare să contrazice pe sine. Odată spune că n-am ajuns Pe paia spune, noi care suntem desăvârșiți să facem anumite lucruri, da? Într-un verset folosește termenul de săvârșit cu sensul de uh, cu sensul spiritual. Niciunul dintre noi nu a ajuns la săvârșire și în alt verset folosește termenul de desăvârșit cu sensul de maturitate. Toți care am ajuns maturi să ne purtăm într-un anumit mod. În textul acesta termenul de desăvârșit are alt înțeles și aș vrea să vă uitați la înțelesul uh, înțelesul exprimat foarte clar în versetul 18 și 19 unde spune așa Astfel, pe de o parte, se desfințează o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei. În ce a fost zadarnică și neputincioasă porunca sau legea? În ce? Ia să vedem în ce. Că legea n-a făcut nimic de săvârșit și, pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care te-ai fi așteptat să spună prin care ajungi de săvârșit. Deci dacă legea n-a putut să te facă de săvârșit și s-a pus ceva în locul ei, ce? Ceva care ar fi putut să-ți dea desăvârșirea, nu? Și el explică că de desăvârșirea înseamnă a te apropia de Dumnezeu. Așadar, legea îți interzicea să te apropii de Dumnezeu. Cum îți interzicea legea să te apropii de Dumnezeu? Păi foarte simplu. Legea morală îți arăta că ești un păcătos, vinovat, iar legea ceremonială, când te duceai și aduceai jertfele, legea ceremonială din nou îți spunea că ești un păcătoș și când se aducea jertfa, nu tu o aduceai, o aducea altul în locul tău și tu nu aveai acces în prezența lui Dumnezeu. Așadar, deși se acopereau păcatele, rămâneai convins de faptul că tu ești un păcătos care, datorită păcatelor tale arătate în fața legii lui Dumnezeu, nu poți intra în prezența lui Dumnezeu. Asta ți-a arătat toată ceremonia de la, de la Cortul Întâlnirii și mai târziu de la Templu. Nu ai acces în prezența lui Dumnezeu. Nu poți ajunge la desăvârșire. Adică tu, păcătosul, să devii moral și spiritual curat înaintea lui Dumnezeu, așa încât să poți sta în prezența lui Dumnezeu. Așadar, moralitatea și intrarea în prezența lui Dumnezeu sau a fi duhovnicesc și a intra în prezența lui Dumnezeu sunt legate una de alta. Dacă ești păcătos, nu poți intra în prezența lui Dumnezeu. Dacă ești păcătos și intri în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu te mistuie. Așadar, legea nu te putea aduce în punctul acesta. Vreau să învățăm un lucru aici când discutăm despre desăvârșire. Scopul creștinismului, esența creștinismului, nu este să ne vorbească despre cum putem fi perfecți. Cum putem fi oameni mai buni. În general, în general. Nu vreau să generalizez, că nu știu eu, toate adunările, toate predicile și toți predicatorii. Dar în foarte multe situații, în esență, predicarea creștină a devenit o predicare moralistă. Cum să fii mai sfânt? Cum să fii mai bun? Cum să nu faci aia? Cum să faci aia? Nu ăsta este scopul creștinismului. Scopul creștinismului este ca să ne aducă la Dumnezeu, spune Petru. Scopul creștinismului, scopul Evangheliei este ca să ajungem să ne apropiem de Dumnezeu. Scopul este să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Îndepărtarea păcatului este un mijloc prin care ajungem în prezența lui Dumnezeu. Îndepărtarea păcatului nu este scopul în sine. Îndepărtarea păcatului este făcută ca noi să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Asta este desăvârșirea. Desăvârșirea nu este să fiu, să zic, Doamne, am ajuns în sfârșit în cer și nu mai am păcat. Sunt desăvârșit. Nu asta e desăvârșirea. Desăvârșirea este să ajungi în cer, să fii fără păcat și să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Da? Să te bucuri de părtășia cu Dumnezeu. O paranteză, dacă pot eu să ignor pe copii, sigur îi puteți ignora și dumneavoastră, da? Ați mai auzit copii plângând. Lăsați-i în pace. Bun. Reluăm versetul 11. Care e pricina schimbării preoției? pricina este că legea n-a putut să facă desăvârșire, să aducă desăvârșirea acesta. Bun, versetul 11 ne introduce o idee foarte interesantă, pus aici între liniuțe, că sub preoția aceasta a primit poporul legea. Și el introduce paranteza asta, din care trage o implicație mai târziu. Dacă sub preoție s-a dat legea, fiți atenți, dacă sub preoție, în preoție e legea, când dispare preoția, Dispare și legea. Cam asta e ideea lui. Pe care o explică foarte clar în versetul 12, stabilind o ca premiza textului. Zice, pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât, era necesar, numai decât, era obligatoriu să aibă loc și o schimbare a legii. da? Ele merg mână-mână. Dacă temelia legii preoția, când s-a schimbat, schimbat preoția, s-a schimbat și legea. Așadar, avem pricina schimbării... Uh, acestei preoții, avem uh, premiza acestei schimbări arătându-ne legătura dintre preoție și lege, da, este o implicație și apoi el probează practic această schimbare a preoției s-a schimbat sau nu schimbat? O probează în versetul 13 și 14 când zice așa Dom'le, practic, real hai să ne uităm în realitate, în adevăr acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului Legea lui Dumnezeu poruncea ca toți care sunt preoți să fie din ce seminție? Din Levi. Și acum vine un preot care nu este din Levi. Este din Iuda. Asta înseamnă ori unul că a fost încălcată legea lui Dumnezeu, ori doi înseamnă că legea a fost desfințată. Și autorul cărții optează pentru schimbarea legii. da a fost desfințată și s-a pus altceva în loc. O altă rânduială. Un... Uh, 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 un alt principiu, da? Deci el probează lucrul ăsta, practic, vorbind ne despre Domnul Isus Hristos. Din seminția lui Iuda zice, n-a slujit nimeni altarului. Că ce este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, versetul 14, zice, da? El pune în contrast rânduiala după care a fost pus mântuitorul nostru și rânduiala mozaică. Este vădit, este evident, este limpede că Domnul nostru, adică Isus Hristos, a ieșit din Iuda. Seminție despre care Moise n-a zis nimic. Moise fiind reprezentantul legii, cel care a dat legea, da? Cel care a primit legea de la Dumnezeu. Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. N-a zis nimic cu privire la preoție. Deci el probează schimbarea preoției prin acest contrast făcut între Domnul Isus Hristos și ceea ce a zis Moise. Moise n-a zis nimic despre asta. Bun. În versetul 15 ni se arată din nou prototipul după care s-a pus preoția asta Domnului Iisus Hristos. Ia ziceți ce zice. Lucrul acesta se face și mai luminos sau mai clar. Care lucru? Că s-a schimbat preoția. Asta e tema, asta e subiectul. Când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot. Deci în versetul 14 vorbește despre rânduiala lui Moise, în versetul 15 vorbește despre rânduiala sau asemănarea lui Melchisedec. Moise n-a zis nimic despre preoția lui Hristos? Dar a zis altcineva. Cine? Melchisedec, prin prototipul pe care el l-a reprezentat, da? Lucrul acesta se face și mai luminos, mai limpede, mai clar, când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot. Deci Domnul Iisus Hristos a fost pus preot nu după o rânduială levitică, mozaică, a legii, ci după rânduiala stabilită prin prototipul acesta Melchisedec despre care am văzut mai multe dimineață. Care e principiul după care s-a pus Domnul Iisus Hristos? Dacă nu e legea mozaică, dacă ai rânduia la lumea Elchisedec, după ce principiu? De ce a fost pus el? Și au zis de ce? Versetul 16 ne prezintă principiul, da? Versetul 15 prototipul, versetul 16 este principiul după care a fost pus. Pus, da? Rânduit, așezat, implementată preoția lui Hristos și este făcut iarăși din nou un contrast. Nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Contrastul este făcut între preoția levitică și preoția lui Hristos. Cum era pusă preoția levitică? Trebuie să înțelegeți expresia asta, poruncă pământească. Prin legea unei porunci pământești. Cum era pus un Levit? În slujire. Un Levit nu era pus în slujire prin tragere la ce știu eu, la ce mașinării, da? Hai să punem numele voastre și vedem care iasă. Sau nu știu ce metode. Preotul Levit era pus în slujire prin simplu fapt că să nu știa în mod natural, venea din genealogic din seminția lui Levi. Asta era rânduiala principală. De aceea o numește poruncă pământească. Nu că legea pe care Dumnezeu a stabilit-o era o lege firească da? sau păcătoasă. Era o poruncă pământească. Da? El se năștea genealogic din Levi și ajungea, ajungea preot sau mare preot. Dar Domnul Isus Hristos nu a fost pus în felul acesta. Prin poruncă, prin lege. Ce a fost pus, auziți prin puterea unei vieți neperitoare. Ăsta e principiul pe care s-a făcut schimbarea. Domnul Iisus Hristos a fost pus prin puterea unei vieți neperitoare. El trăiește în viață și mai târziu autorul merge mai departe cu ideea asta că Domnul este preot în viață și arată că asta e, asta e liniștea noastră, asta e speranța noastră, asta e nădejdea noastră, asta e bucuria noastră. Un levit murea la un moment dat. Preotul la care tu te duceai și mărturiseai păcatul și aducea slujbe pentru tine, murea la un moment dat. Însă Domnul Iisus Hristos, care are o viață neperitoare, care are o viață neperitoare, zice că rămâne în viac. Ăsta este principiul. Și din nou contrastul se face între poruncă și puterea vieții neperitoare a Domnului Iisus Hristos, care este o mângâiere pentru noi să știm că El are o viață neperitoare. Are o viață neperitoare. Totuși rămâne întrebarea aceasta. Pentru un evreu, uh, parcă era un deraj, nu? Că Moise n-a zis nimica despre Hristos. Dacă ar fi spus Moise clar, domnule, eu mărturisesc despre preoția levitică, dar o să vină un alt preoț și să dea detalii, parcă era o mângâiere pentru evreu. Dar Moise n-a zis. Și autorul spune foarte clar, Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Moise a zis că va veni un profet ca mine de el să ascultați. Dar zice că n-a zis nimic cu privire la preoția Domnului Isus Hristos, da? Cu privire la funcția lui de, de mare preot. N-a zis nimic. Totuși, Scriptura nu este fără mărturie în privința aceasta, da? Prezentându-ne în versetul 17 o profețire acestei schimbări care au urmat să aibă loc. Fiindcă iată ce se mărturisește despre El. Despre cine? Despre Domnul Isus Hristos. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, da? Este o profeție. Deși nu există un principiu al legii, nu există o profeție în lege, n-a zis Moise nimic, el nu vine după rânduiala levitică, totuși există o profeție. Profețirea din Psalmul 110, versetul 4. Și aceasta este, cred că profețirea sau profeția care se repetă cel mai des în cartea Evrei. Domnul Iisus Hristos este pus după o altă regulă, după o altă rânduială, după o altă lege, după o altă poruncă, după alt principiu. După ce principiu? După ce rânduială? După rânduiala lui Melchisedec, Lucrul acesta fiind profețit chiar în timpul dispensației legii de către David în psalmul 110. Bun. Acum ajungem spre final unde vedem produsul acestei schimbări. Cu ce ne ajută pe noi că s-a făcut această schimbare? Că asta e întrebarea până la urma urmei. S-a făcut această schimbare. S-a anulat preoția levitică și legea prin care ei erau puși în funcție, s-a anulat cu totul lucrarea aceea, modul acela de lucru al lui Dumnezeu în poporul Israel și a fost pus Domnul Iisus Hristos. Cu ce ne ajută pe noi? Care e avantajul? Care e rezultatul? Că el așa a început, cu un pretext, cu o premiză, cu o pricină pentru care s-a schimbat. Nu s-a putut aduce desăvârșirea. Și acum? Ați anulat preoția levitică când aduce desăvârșirea. Dar acum? Ce este? Și auziți ce spune el. Astfel, da? Este o concluzie aici. În concluzie, pe de o parte se desfințează, se anulează o poruncă de mai înainte, de ce se anulează? Din pricina neputinței și zădărniciei ei și se referă la porunca prin care a fost pusă legea, prin care a fost pusă preoția levitică. Ea a fost neputincioasă și auziți, și zadarnică. Ea nu a adus pe om la desăvârșire. Ea nu a adus pe om în prezența lui Dumnezeu. Întoarcerea la asta înseamnă întoarcerea la neputință și la zădărnicie. Căci legea, versetul 19, reiterează mai clar lucrul acesta. Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Ia auziți. Legea n-a făcut nimic de săvârșit. De asta se anulează. Se desfințează. Este neputincioasă, este zadarnică și ea nu poate să facă nimic de săvârșit. Asta înseamnă că tu, dacă zici, a, eu vin la Domnul Isus Hristos, să devenim foarte practici. Mă încred în Domnul Isus Hristos, dar după ce am crezut și am fost mântuit, Trebuie să ții legea lui Dumnezeu, că altfel nu poți să fii mântuit. Trebuie să țin poruncile din Sfânta Scriptură. Că poruncile lui Dumnezeu sunt eterne și poruncile lui Dumnezeu sunt veșnice. Da, 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 Hristos a făcut. Dar acum și eu trebuie să trag. Ia ce spune. Legea n-a făcut nimic de săvârșit. Nimic. Nimic. Și în momentul în care faci asta, te întorci de la lege, te întorci de la Hristos spre lege. Vrei o bucată din mântuire prin Hristos? Și o altă bucată de mântuire prin lege. Lucrul acesta este cu neputință. Legea este neputincioasă, zadarnică în a produce desăvârșirea în noi și apropierea de Dumnezeu. Dar, reluăm în concluzia aceasta, mi se arată desfințarea poruncii de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei căci legea n a făcut nimic desăvârșit și pe de alta se pune în loc ce? Nu se pune o lege mai bună. Ia uziți, ce se pune în... în în locul legii? O nădejde. O nădejde. Ce este nădejdea? Dați-mi un sinonim pentru nădejde. Ce este nădejdea? O speranță, nu? Dar vedeți? Știți care e problema? De multe ori citim termenul nădejde în Sfânta Scriptură cu concepția pe care noi avem în general despre nădejde. Bă, nădejdea să mărească Mihai salarul. Bă, nădejdea ta nu se bazează pe nimic. Eu nu ți-o nicio promisiune că o să-ți mărească ție salariul? Tu poți să ai nădejdea asta, dar asta este o nădejde? Eu El nu ți-a promis așa ceva. El nu ți-a spus niciodată lucrul ăsta, da? Este o nădejde care... E o iluzia ta, e o proiecție a dorințelor tale în mintea ta. Nădăjduiesc. Sper, îmi doresc lucrul ăsta, dar nădejdea umană conține în ea iluzii. Nădejdea umană conține în ea dubii. Nu știu sigur. Nădejdea umană are în ea nesiguranță. Nu are temelia adevărată. Când zic că eu nădejduiesc că o să se întâmple asta. Sper că oamenii ăștia o să-și revină odată. Nădăjduiesc că țara asta o să o ia într-o direcție bună. Pă, așa o nădăjdi și ăștia acum 20-30 de ani. Nădejdi înșelătoare, nădejdi goale, care n-au nicio temelie la bază, da? Când Biblia vorbește despre nădejde, nu vorbește în sensul ăsta. Sper și eu, să o anula legea, acum sper că avem altceva, dar sper să funcționeze treaba asta. Om vedea ce-o fi, da? Mulți văd creștinismul așa. Creștinismul în sine este o agățare de nădejde, este o nădejde. Da? Este o speranță. Dar această speranță în esența ei are o siguranță absolută. De ce? Pentru că nădejdea aceasta nu este un fragment de pergament, Nădejdea aceasta este o persoană. În locul legii nu s-a pus altă lege mai aspră. În locul legii a fost pus o persoană. Cine? Domnul Isus Hristos. Ia auziți ce spune. Că legea n-a făcut ne des nimic de desăvârșit și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care se întâmplă ce nu s-a întâmplat le prin lege. Ce? Ne apropiem de Dumnezeu. Noi pentru că am auzit așa de mult ideile astea, avem iertarea păcatelor, suntem îndreptățiți, nu mai înțelegem valoarea acestui cuvânt. Un evreu toată viața lui, dacă trăia 80 de ani, se ducea la Templu sau se ducea la Cortul Întâlnirii și vedea locul prea sunt închis. Nu are acces nimeni. Și de fiecare dată când se ducea la Templu sau la Cortul Întâlnirii și pleca acasă, el știa, sunt un păcătos nenorocit. Dumnezeu mă acopere păcatele, dar n-am loc în prezența lui Dumnezeu. Dacă aș intra acolo, Dumnezeu mă mistuie. Și sunt anumite evenimente în istoria, istoria poporului Israel. Este presărată cu anumite evenimente în care Dumnezeu a distrus la propriu un om sau mai mulți oameni care au avut curaj să se apropie de chivotul lui Dumnezeu, care era un simbol al prezenței și a sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu a trăznit în ei, a omorât în ei. Și asta știa un evreu. Eu nu am acces în prezența lui Dumnezeu oricât de grozav ar fi moisea nostru, legea noastră, leviții noștri, ceremoniile noastre, jerfele noastre, ele nu ne aduc la desăvârșire sau nu ne aduc în prezența lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă este următorul lucru. Creștinismul nu este o variantă mai bună a iudaismului. Creștinismul nu este o variantă mai bună a religiei evreilor. Religia evreilor a încetat pentru că s-a împlinit în persoana Domnului Isus Hristos. În locul iudaismului s-a pus creștinismul. Nu există iudaism și creștinism. Nu există două religii monoteiste, autentice, una pe care o au evrei și alta pe care o au creștinii. Nu există așa ceva. Singura religie autentică este creștinismul. Punct. Singura religie autentică este aceea care este construită în jurul persoanei Domnului Isus Hristos. Da? Și ceea ce n-a reușit să facă nici legea, nici Moise, nici preoția levitică, a făcut Domnul Isus Hristos. De ce? Lucrul acesta ne este tălmăcit mai clar în următoarele capitole, dar fac o... Acum vă prezint doar o imagine de ansamblu rapid. Când Domnul Isus Hristos, El fiind templul lui Dumnezeu, El spune, stricați templul acesta și în trei zile vor ridica înapoi, adică va învia după trei zile, da? Domnul Isus Hristos era templul lui Dumnezeu, în templul acesta lui Dumnezeu era Dumnezeu pentru că El era Dumnezeu, da? El era templu, el era prezența lui Dumnezeu în sine. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, da? El era templu, el era Dumnezeu. În templul acesta era o perdea, da, despărțitoare. Și spune apostolul în Evrei că perdea asta despărțitoare este trupul Domnului Isus Hristos care a fost frânt. Când Isus a murit, s-a rupt perdeaua, da? S-a frânt trupul lui, a fost străpunst trupul lui. Și atunci accesul omului în prezența lui Dumnezeu s-a făcut liber. De ce? Pentru că Hristos era omul Dumnezeu care ne-a deschis nou accesul în prezența lui Dumnezeu. El a fost primul om care a intrat în prezența lui Dumnezeu, de aceea îl numește mare preot sau înainte mergător. Da? El a fost primul om care a intrat în Sfânta Sfintelor în prezența lui Dumnezeu, adică în sine însuși, el fiind templul în care s-a dus această jerfă. El fiind templul în care s-a dus această jertfă, da? El a fost adus la templul de la Ierusalim și a fost pe o cruce, dar el a fost templul lui Dumnezeu. Și când a făcut Hristos lucrul acesta, s-a rupt perdea dinăuntru templului ca un simbol că accesul în prezența lui Dumnezeu este de acum liber. Așadar, ni s-a pus în loc o persoană prin care ne apropiem de Dumnezeu. Prin care avem acces în prezența lui Dumnezeu. În concluzie, în momentul în care noi ne întoarcem la legi, sau ne întoarcem la uh, lucruri din vechiul legământ, pentru a avea acces în prezența lui Dumnezeu, pentru a câștiga desăvârșirea sau acceptarea sau favorul lui Dumnezeu, ne întoarcem la lege, ne întoarcem la zădărnicie, la slăbiciune și la impotență spirituală. Lucrul acesta nu va aduce desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a pus astăzi în loc este o persoană, o nădejde, o speranță și anume pe Domnul nostru Isus Hristos. De fiecare dată când stăm în dubii, de fiecare dată când stăm în dubii, ca să ne apropiem de Dumnezeu, în rugăciune, sau când stăm în dubii ca să ne apropiem de Dumnezeu la masa Domnului, sau când stăm în dubii și ne întrebăm în ciuda lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o în noi, pentru că sunt ispitele diavolului și gândurile lui, oare sunt mântuitoare? Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru mine, oare e suficient ce a făcut Domnul Isus Hristos, de fiecare dată, de fiecare dată, scoatem din loc cel puțin în mintea și în sufletul nostru, ceea ce Dumnezeu a pus să rămână acolo pentru totdeauna. Singura metodă prin care ne putem apropia de Dumnezeu. Asta este cel mai fantastic lucru. Ascultați-mă! Cel mai grozav lucru nu este că o să fiți perfecți. Cel mai grozav lucru este că astăzi, deși nu suntem perfecți, avem acces în prezența lui Dumnezeu. Cel mai grozav lucru este că dacă ai fi în China sau în Corea de Nord sau dacă ești în România sau dacă ai fi în America, în cea mai săracă țară, în cea mai bogată țară, în cea mai persecutată țară, în cea mai liberă țară, dacă ai fi într-o hazna aruncată de comuniști sau dacă ai fi într-un fotoliu, poți să ai acces în prezența lui Dumnezeu dintr-un singur motiv. Că în locul legii mi s-a pus o nădejde. O persoană, Domnul Isus Hristos, prin care avem acces în prezența lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să apreciem, să prețuim lucrul acesta. da, Și să înțelegem că în Sfânta Scriptură, la fel cum ni s-a arătat în pasajul acesta, această schimbare a preoției are fundament. Are fundament. Are un motiv bine întemeiat. Legea a fost, uh, uh, a fost neputincioasă. Uh, este probat lucrul acesta în persoana Domnului Isus Hristos foarte clar. Sunt profeții ale Sfintelor Scripturi, sunt prototipuri în Sfânta Scriptură, da? Și este un produs real care a venit din lucrul acesta, din această schimbare. Să ne dea Dumnezeu putere să prețuim această libertate pe care ne-a dus o Domnul Isus Hristos, să prețuim acest favor pe care ne-l-a dat Domnul Isus Hristos și să nu alterăm această nădejde. Să nu alterăm această nădejde cu nimic. Asta este distorsionarea Evangheliei care se întâmplă astăzi. Asta este lucru trist. Tot strigă unul și altul la noi. Ce aveți, domnule? Vedeți-vă voi treaba de biserica voastră și de rânduielile voastre și că Dumnezeu, El o să judece pe toți. Dacă tu poți, dacă tu poți să asculti Evanghelia distorsionată în alte adunări, dacă tu poți să știi că sunt copiii al lui Dumnezeu care suferă în alte adunări, fiindcă sunt pus sub jugul legii și nu te doare lucrul ăsta, și nu te deranjează lucrul ăsta, și nu spui nimic în privința acestui lucru, mă îndoiesc de nașterea ta de nou. Sincer vă spun. Dacă tu poți să vezi pe Domnul Iisus Hristos de la anvoane, luat din ochii oamenilor, dacă tu poți să vezi pe Domnul Iisus Hristos mulți din inimile fraților și pus în loc alte lucruri, alte invenții, alte activități, alte speranțe, alte nădejde, alte iluzii înșelătoare. Dacă tu poți să auzi predicată Evanghelia pe internet, pe YouTube, pe Facebook sau când te duci în vizită într-o altă biserică, la o nuntă, la un botez sau ce mai vrei tu, auzi Evanghelia distorsionată în care se dă puțin din Hristos, puțin din lege, puțin din faptele tale, puțin din strădanile tale și mult dubiu și nesiguranță. Și tu poți să zici, bă, asta e bine că la noi se predică Evanghelia adevărat. Dacă tu poți să ai atitudinea să spui, bă, nu-i treaba mea, bine că la noi ok. Ace -a, a, avem o problemă, să știți. Avem o problemă foarte gravă. Din punctul meu de vedere, ceea ce la citirea cărții evrei, îmi dau seama că oamenii nu au înțeles. Oamenii nu au înțeles ce a făcut Domnul Isus Hristos. Oamenii nu au înțeles o etapă istorică pe care Dumnezeu a încheiat-o odată cu poporul Israel. Și distrugerea Ierusalimului, și distrugerea Templului, și distrugerea sistemului sacrificial a fost un mod în care Dumnezeu și-a implementat și-a implementat această lucrare a mântuirii. N-a mai lăsat poporul evreu fizic să facă ceva ce nu mai era necesar. Ce nu mai era necesar. Noi acum să ne întoarcem și să furăm așa din sistemul eudaic anumite elemente pe care să le amestecăm cu Evanghelia, înseamnă să ne batem jos de, joc de Domnul Isus Hristos. Eu așa-i văd pe mulți. Când cineva ia Evanghelia și o distorsionează, când cineva ia Evanghelia și bagă în ea tot felul de elemente, când cineva ni lea pe Domnul Isus Hristos sau pune lângă Hristos ceva sau ne dă puțin din Hristos și puțin din altceva, știți cum îi văd? Îi văd ca pe niște oameni nebuni care intră dincolo în Sfânta Sfântelor, la chivotul lui Dumnezeu, și zice, nu-i suficient sângele pe care le-a adus marele preot. Deci trebuie o că de, Dom'le, trebuie să facem și noi ceva. Ca un nebun, ca un om care săvârșește un sacrilegiu și un om care va suferi pe deapsa lui Dumnezeu. Nu există niciun alt subiect în Sfânta Scriptură pentru care apostolii să fi luptat mai mult. Nu există niciun alt subiect mai important. Nu există nimic care să fie o mai mare mângâiere și de o mai mare importanță pentru noi decât Evanghelia. Și ea trebuie apărată cu toată puterea. Și asta face Cartea Evrei. Cartea Evrei prezintă superioritatea Domnului Iisus Hristos pentru a ne arăta că El este suficient pentru noi, că trebuie să ne agățăm de El, că trebuie să fim alipiți de El și să luptăm pentru această curăție a Evangheliei. Dumnezeu să ne avute. Amin.